Bună seara, doamnelor și domnilor! În următoarele minute intrăm în casele domnilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Consiliul Municipal Chișinău, despre modul în care funcționează și de ce nu să trecem în revistă principalele realizări ale acestuia. Salut prezența în studio a domnului Dinari Cojocaru, președinte al fracțiunii PSRM-CMC, consilier. Bună seara, bine ați venit! și a domnului Alexandru Odințov, consilier PSRM în CMC de asemenea. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara, domnule Domnule Cujocaru, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, pe parcursul zilei de ieri ați organizat și o conferință de presă în care ați punctat anumite teze iar dacă ar fi să desprind din discursul dumneavoastră principalul gând ar fi că executivul Chișinăului își face PR pe seama proiectului Consiliului Municipal. Haideți să deschidem un pic parantezele și să explicăm celor care ne vizionează la această oră care sunt de fapt acele proiecte care sunt preluate și se încearcă a face imagine pe seama lor. Vă rog! Deci, după cum știți, în Consiliul Municipal avem ușor de colegi care de fiecare dată vin cu unele propuneri, cu unele viziuni, că în principiu și asta nu este minire pentru a îmbunătăți, a redresa situația care este în municipiu. Atât spunem la nivel executiv, cât și uneori la nivelul CMC, de, de ce nu, de schimba unele regulamente chiar. Dacă să vorbim despre ceea ce m-ai referit eu ieri la direct... Da. În 2016, eu, un șir de consilieri de noștri, am venit cu propunere ca ex drupul și edilitate să aibă uzina sa de producere asfaltului pentru că noi nu facem licitații, să procurăm acel asfalt de la cineva la un preț mai mare și ne putând avea posibilitatea ulterior de a verifica calitatea dată. Atunci nu s-a mușamalizat, să spunem așa, întrebarea dată. Noi avem, nouă nu ne trebuie, ca să aud acum în, la data de ieri că ar trebui de procurat. Păi întrebarea dată a fost elucidat, noi chiar am făcut mai multe dezbateri publice la întrebarea dată. Sau la capitolul de comasare a unor instituții municipale. Deci noi în 2017 am făcut audieri publici referitor la, apropo cu reprezentanții la Direcția Comunală Locativă, cu domnul Iefros atunci era, prin care am venit cu propunere ca să fie comasate MSL-urile, SEL-urile, autosolubritate, unele din funcții de la yeah. spații verzi, deoarece uh, se primește că unul de gunoi de pe asfalt pe trotuar, cel de pe trotuar înapoi pe asfalt și până în final noi ne alegem cu același gunoi care este. Unul la mână, doi. Uh, cel mai urât lucru a fost când în, în 2017, în aprilie, când a căzut zăpada, înțelegeți? s-a ajuns că a căzut zăpadă, când s-a ajuns de unde să iei un tractor, de unde să iei o echipă de lucrători, ea nu era. Deci, De, ce? de tot, Dacă cei mai mulți lucrători, dacă ei de fapt, ei sunt la spații verzi, poftim, care sunt în armat sau unii unelte. Dacă zgrăim de utilaj, cel mai mult are autosolubritate. Dacă să vorbim de niște tractoare, au selurile. Până în final nu este un lucru concordat. Deci fiecare are, spunem așa, managerul său, care își vede numai de lucruri său și nu îl interesează de interacțiune. Dacă zgrim de autosolubritate și de comunal locativă este o problemă care într-adevăr ar trebui rezolvată. Vine mașina, strânge gunoi de la uh, tombiroane, iar cei ce cade din tombiroane, într-adevăr, lucrătorul celălalt fizic nu poate să stai și să-l mături, să-l pui iar în tombiron. Ar trebui să vii ori alți angajați la autosolubritate, să-l strângi, ori, într-adevăr, uh, comunal locativă prin intermediul selurilor să-l strângă. De fiecare dată lucrul dat nu se face și unul la altul cu petroi, dar problema rămâne, mirosul rămâne, condițiile antisanitare rămân. De deci, ce noi am venit cu un șir de propuneri de așa gen. Dați-le cum asem, atunci să fie un singur administrator, nu va fi atât să contabil, nu va fi atât să spunem partea administrativă se va reduce, respectiv va fi un lucru mai închegat, un lucru mai bun. Vorbim despre parcul de trolebuze și de autobuze. Păi, în 2018, noi am venit cu o propunere de ce să nu facem audieri publici pentru comasarea acestor instituții, deoarece erau un deficit. Asta, vreau să readuc aminte, era înainte de uh, ca noi să găsim sumele de bani pentru procurarea primilor 50 de autobuze. Știți că noi, în cadrul Consiliului Municipal, noi avem Comisia comunal Locativă și avem acolo niște specialiști din domeniu care și-au găsit și bani, și-au găsit și necesitatea și modalitatea cum de procurat să luăm, să făcut căietul de sarcini în așa mod ca să luăm cei ce nou ne ar trebui și ar corespunde necesităților actuale. Păi atunci noi ca să redresăm situația deoarece rutele, unii merg autobuzele, dar vinea încă ideea că să procurăm trolebuze care au mers autonom într-un volum mai mare, rutele trebuie oricum suplinite. Noi da. am venit încă atunci cu o propunere de comasare, dar ea trebuie chipzuită bine. De fiecare dată toate momentele date erau stopate la nivel executiv ori nu se permitea să vii, toți angajați din diferite direcții, doar trebuie să faci un dialog constructiv. Eu, ca consilier municipal, nu am anumite studii în domeniul tehnicii, este eu știu un, în niște măruntaiuri care până în final duc la spunem aceea e că nu merge lucru cum ar trebui să meargă, ori acel lucrător mai mult schimbă decât lucrează. De ce nu, noi vrem să facem un lucru constructiv, închegat? De fiecare dată lucrul dat să mușamaliza, nu se face. Iar acum, treptat, auzim câte o idee e că hai să comasăm direcția e, autobuz cu direcția transport electric, hai să comasăm e, e, comunal locativ, iar până în final, dacă să luăm, da, se face ca idee, iar totuși ceva se scoate când ne dăm seama ce să scoate, scoate un serviciu care ulterior serviciu dat este contractat cu cineva să-l facă. De ce să face lucrul dat? Dacă noi suntem o, un mecanism integru. Dacă vorbim de o construcție. Noi avem direcție, construcții, capitale, municipiu că că noi da. putem să nu contractăm nicio construcție de municipiu Cășinău. Noi putem să-i obligăm pe ei să facă. Domnule domnul Cojocaru a pomenit câte ceva despre problema deșeurilor, problema gunoiului în general. Dacă ne aducem aminte, Chișinău s-a confruntat cu această problemă, nu era evacuat la vreme gunoiul, aceste depozite nu corespund cerințelor,

Дело в том, что не все условия, они в большей части выполнены, не все условия для населенного пункта Ценцерень, именно местного совета, который относится к Новоненскому району, были выполнены, там еще есть часть задолженности, раз. Следующее, по недавнему закону, на который взял себя правительство, вся эта свалка Цинцарейна, она пришла из подчинения местного уровня на правительственный уровень. Таким образом, правительство берет на себя ответственность за дальнейшее решение всех этих вопросов. И в связи с этим появляется целая куча других вопросов наших отношений муниципия с э, правительством э, на балансе, которого будет находиться это свалка царей. Э, на мой взгляд, предыдущий скандал с э, невывозом мусора, да. э, ну, он начался впервые в 2010 году, если вы помните, когда... В 2011 году господин Киртуака, по его настоянию, был разработан проект решения, и тогдашний совет вынужден был проголосовать из-за того, что жители Ценцарень э, начали массово протестовать. Конечно, основы этого протеста были. Но, на мой взгляд, здесь больше основа э, размещения мусорной свалки на бывшем карьере глины для кирпичного завода, который под названием Пурчел, это бывший карьер глины, э, является коммерческой основой. Объясню почему. Это мои такие подозрения. Да? Э, до свалки Пурчел от улицы Заводской, 2 километра, не более того, 2 километра туда, 2 километра обратно. До Цинцарень 37 километров и обратно 37 километров. Тариф не изменился. Да, в 2010-2011 году был небольшой скачок, ну, около 20% скачок на дизельное да. топливо и на бензин. Но, тем не менее, тариф на вывоз мусора для жителей города не изменился. Расстояние, простите, пожалуйста, 4 километра. И 37 туда, 37 обратно. Э -э у нас получается 74 километра экономия топлива абсолютно очевидна. И если мы вспомним, что бывший председатель либеральной партии, он является учредителем и его также бизнес-компаньоны, которые поставляли в том числе в аутолесоберетате топливо, то появляется интересная коммерческая логика, почему вдруг разрешили на Пурчел. Повторюсь, тариф не на вывоз мусора не изменялся. Более того, это огромное преступление который бывший министр экологии, бывший член либеральной партии, который прошел фильтр АКУМ, господин Мунтян, почему-то не занимался расследованием этого преступления, а именно свалка Пурчел была открыта без соответствующей подготовки почвы. Я хочу напомнить уважаемым телезрителям, единственная подготовленная свалка для размещения твердобытовых отходов – это цинцерены, Почему? Во-первых, там сделан пирог больше, чем метр из глины, который не допускает попадания инфильтрата, вот эта черная жидкость, которая образуется под давлением мусора в почвы. И более того, устилана специальная непроникающая пленка для того, чтобы обеспечить полное не попадание этой воды. И внизу устроены емкости для сбора этого инфильтрата. Мы в муниципальном совете, вот сейчас 20 апреля будет открытие на свалке Пурчил очистной станции, и в ближайшее время будет строительство емкости на 500 кубов и также очистительная станция в самом Центарен для очистки этого инфильтрата. Так вот, свалки Пурчел никто не занимался подготовкой почвы. Просто стали сбрасывать туда раз. И никто нам не дают, во всяком случае, данные. Я специально запрашивал по каналу информацию, а каково состояние подземных вод вокруг свалки Пурчел. Вот, ну, ученые говорят следующим образом. От объема свалки Пурчел вот у нас приблизительно полтора миллиона тонн. Вот жидкость составляет, ну, кто говорит, в зависимости от состава мусора, если больше пищевых отходов, то это 10-12% жидкость, если меньше пищевых отходов, то это приблизительно 2-4-5% этой жидкости инфильтрата. Так как у нас две свалки, у нас Пурчел, это, то, что касается строительный мусор, она как бы отдельный холм, и пищевые, твердые бытовые отходы, жизнедеятельности кишиневцев, отдельная свалка. Ну, допустим, это 600 тысяч, то есть около пяти тысяч приблизительно тонн а, вот этой жидкости оно куда-то девалось. И есть большие подозрения, что у нас под землей yeah. находятся два подземных озера, что они находятся в некачественном состоянии. к этому нужно относиться очень серьезно раз и мы поэтому а, на заседание совета, в прошлых годах, когда возникла эта проблема, поставили вопрос о необходимости строительства вот этой станции, фильтрации вот этой черной жидкости, которая невероятно токсична. И вот 20 апреля, э, после того, как мы выделили деньги, это около 12 миллионов леев, 20 апреля будет открыть эта станция. Domnule Cojocaru, în discursul dumneavoastră ați pomenit și despre centrul de instruire pentru medicii de la Vadul lui Vodă. Este o problemă veche, de câte cunosc eu. Care este starea de lucru? Ce s-a reușit? Pentru că pozițiile sunt împărțite atunci când discutăm iată, despre acest centru de instruire. Deci în 2017 am avut câteva de plăsări, chiar ne-am dus acolo să vedem la fața locului, deoarece ne-au sesizat până în final niște medici despre întrebarea dată. Eu, ca fiind consilier municipal, eu nu pot să știu care sunt, să spunem, bunurile municipiului. Bine, cele vizibile care merg pe stradă le știu, dar vă dați seama, asta este dislocat la vadă lui Vodă. Asta o știe primarul de obicei. Da. <coughs> Și el o utilizează în scopul cum îi trebuie. Vrea în electorale, vrea în personale, vre Asta e întrebarea lui. Dar, cel mai dureros a fost când noi am alucat 5 milioane, 2 milioane, iar te, ulterior te duci în instituție medicală, lucrările nu sunt de sume date, sunt de niște sume mult mai mici. Atunci a apărut întrebarea, dar într-adevăr unde se duc banii dați? Se mai întâmplă când se redirecționează de la o direcție la alta, în unele cazuri mai rare, dar cel mai des de la o instituție la alta, în comun acord. Când aflăm, banii dat nu s-au dat nici la o instituție, au rămas la balanța însăși spitalul numărul 2. Stoala numărul doi, Arhanghel Mihail. Ne-am făcut niște interpelări, am aflat. Acolo mergeau niște lucrări pentru un centru, cum spuneți dumneavoastră, de instruire a medicilor. Iar ne-am deplasat. Acolo deja era parțial făcută reparația. La momentul dat acolo nu era centru de instruire, dar era un hotel pentru niște persoane privilegiate. Altfel nu pot să spun eu, cum cândva s o găsit la Ministerul la Spitalul feroviarilor și, și iarăși, iar, vedeți, este o, este o legătură și acolo era de la partid Liberal și partea asta, înseamnă că ei o, au o, și o deprindere. Acolo, până în final, s-au locat niște sume enorme, din care noi, dacă să vorbim la cinstit, am putea repara, de exemplu, spitalul de boli infecțioase de copii sau un spital, hai, spitalul numărul 4, noi din sumele date, noi putem să-l reparăm care au fost alocate acolo. Însă, pe perioada asta, dacă dumneavoastră ați observat, să mușamalizați. De ce? Ce domnul Codreanu nu știa că doar împreună cu el, în Consiliul Municipal, în întrebarea dat, o ridicam. Să, țin înțelegeți în scopul electoral. Cum omul și-a schimbat funcția, nu știu de ce el schimbă și față. Să fost el, hai să spunem, cum eram anterior, un luptător, un luptător eu înțelegem. Dar acum, pur și simplu, Ține materialul la ziua X. De ce nu s-a aflat? De ce când a fost Silvia Radu nu s-a știut de lucru dat? Da. Când domnul Chirtoac a fost demis, nu s-a știut de lucru dat? Puțin lucrurile nu stau așa cum le arată la televizor. A să cel mai corect. Dacă să vorbim despre soarta viitoare, nicătând la faptul că da, s-a făcut hotel la părerea mea, oricum medicii din municipiul Chișinău, merită să aibă un centru de instruire. El poate fi puțin refăcut, dar lucrul dat trebuie dus până în cap și trebuie să fie în favoarea medicilor. Dacă atunci, până atunci, se pregăteau actele ca el să fie privatizat de către o gașcă de, din acel mediu, spun, de mediu în care face parte și domnul Moldovan, păi acum eu să, înțeleg că când l-au văzut cu ochii cât e de bun, cred că se schimbe numai gașcă. Sperăm noi că totuși bunul dat va rămâne după municipiul Chișinău și nu, nu va trece în, la cineva în privat. Dar de ce totuși se, se, fură aceste proiecte de lege și de ce se exclude, cum spuneați dumneavoastră, părți importante ca în cele din urmă să li se dea o altă coloratură, o altă față? Dați să facem, să mergem pe întreprindere, ca dumneavoastră da. numit să o întreprindere care să o vreți și eu o să vă spun. Uitați-vă, era o întreprindere municipală care avea profit avea sute de lucrători, avea sute de mașini de tonaj mare. În principiu este întreprinderea care a curățat Iazul Valea Morilor, care în principiu a făcut 90% din toate lucrările. Noi nu înțelegem de ce s-a falimentat, deoarece a avut un proiect destul de mare din care a avut de câștigat, dacă au fost lucrările acolo. 1. Nu s-au transferat bani, dar lucrările mergeau. Până întreprinderea s-a dus în faliment. 2. Nu i s-au permis, uh, directorul... uh, uh, da. permis directorului. 6. 2. Nu s-au permis directorului să-i expună. Până el n-a avut curaj și a ieșit deja la Consiliul Actual. Să ne spui dintre întrebare. Și 3. Noi aflăm că acolo sunt uh, hai să spunem, niște terenuri impunătoare de pământ, care cineva pregătea să-l falimenteze ulterior. Deja era proiectul de construcție a un șir de casă acolo cu multe etajate, da. înțelegeți? Și noi aflăm că acolo este implicat un consilier municipal. Asta vorbim când este uh, implicat factorul economic. Cineva vrea să facă uh, un ban pe asta. Dacă ne întoarcem la gunoiște, păi uitați-vă, la țărieni, hai să fim realiști, să fim sinceri, s-au lucrat un șir de bani uh, Întreprinderea autosolubritatei a construit apeductul în Țânțăreni și a luat angajamentul de a acolo este grădinița, școala care au gaură, nu au canalizare, dar din cont propriu. s a făcut unii drum, s-au făcut unii investiții. În principiu Țânțăreniu putea să mai negocieze, dar nu așa de, hai să spunem eu, agresiv. Însă când domnul Kirtoac a vrut să devină primar, el a găsit o pârghie pe care el poate să o utilizeze. De să creăm un scandal politic și tot noi să-l redresăm. El a creat scandalul politic, Acolo s-au ridicat oameni, că gunoști, da, asta este o problemă, gunoști, eu că n-aș vrea să am la mine. Dacă n am unele facilități, eu unele lucruri le pot tolera. Și eu să fiu un manager, eu n-am să vin să facem o altă gunoște în altă parte, dacă asta este unica, practic, gunoște din Republica Moldova, care este, corespunde tuturor standardelor internaționale. Da. Și permite și ca volum să mă mai primească gunoi din alt parte. Eu aș merge pe alt cale, dați să găsim bani pentru ca să construim uzină de uh, prelucrare. prelucrare și, uh, spunem, uh, alegerea gunoiului pe diferite compartimente, ca volumul lui să fie până în final mai mic, 1, 2, să aducă profit. Toi să vinzi cu cartonul, ferul și mai este în toată lumea cum se utilizat energie verde. În principiu acolo a fost făcut un proiect pilot. Unii s-au pus, apropo, și era să mergem la, deja parte politică cu financiară. El s-a făcut capital politic, a devenit primar. Totodată, în perioada ce acolo a fost construită uzină de producere a gazelor, care a fost făcut ca proiect pilot politic, iar în final, acum, vor să-l transforme în financiar. Ei au luat bani, au luat niște granturi, l-au construit. În perioada asta nu se știe, este, știți, ca o, o pată neagră, nu se știe ce a făcut tot perioada asta. Acum eu aud că întreprinderea dată este gata să fie vândută da. către municipalitate. Iar doresc să-mi deja bani să fac. Din majoritatea proiectelor, ori dorești de a face politic, capital politic, să-l numesc eu, ori parte financiară pentru anumite clanuri. Domnule Odențom, dumneavoastră, practic, în calitate de consilier, ați fost preocupat de construcțiile legale, de terenurile despre care vorbea și domnul Cujocaru, care stârneau sau generau semne de întrebare atunci când era vorba despre persoanele care erau în spate. Vreau să ne vorbiți, iată ce s-a reușit a, a realiza în acest interval de patru ani de zile, și, în același timp, dacă cel puțin numeric. Конструкции legale astăzi în uh, За четыре года нашей деятельности я хочу сказать следующее. Мы проанализировали, либо участвовали по заявлениям жалоб граждан. Мы часто нам, знаете, как нас пытаются в чем-то обвинять. Мы не появлялись там, где просто возник забор. Мы появлялись там, где жители высказывали определенное недовольство, жалобы или либо претензии на их ущемленные права. Мы изучали пакет документов, в связи с пакетом документов, обнаруженными нарушениями, мы уже подавали жалобы и предпринимали другие действия. Что нам удалось сделать? Ну, во-первых, мы на регулярной основе стали участвовать в публичных слушаниях. Хочу сказать следующее. Есть градостроительный регламент в муниципе, где распределяется земельные участки по функциональному э, обеспечению земли. То есть, к примеру, в определенном участке можно строить только малоэтажное строительство, один-два этажа, в других да. можно строить только индустриальное строительство, в третьих можно строить многоэтажное строительство. Для перевода из одной категории в другую категорию необходимо сначала провести, сделать проект, потом провести процедуру публичных слушаний, после этого комиссия земельных отношений и дальше решение муниципального совета. после этого застройщик может уже получить в э, Авторизацию, сертификаты и дальше авторизацию. Мы защищаем интересы на начальном этапе и именно на публичных слушаниях. На начальном этапе легко, легче, скажем так, остановить строительство, которое может помешать в будущем. Вот, к примеру, одно из таких публичных слушаний это знаменитый ресторан Дойна где 3 июня 2017 года нам удалось привлечь около ну, 150-200 сторонников. Мы подняли целый ряд СМИ, наши депутаты были. Я, к сожалению, в тот момент не был в Кишиневе по семейным причинам. Нам удалось остановить, заблокировать столицу 24 этажей. В августе 2018 года лично я распечатал 3000 листовок, и мы раздали, начиная от Падичубала, от Джамба до Виадука, да. те люди, которые живут в непосредственно близости от ресторана Дойна. К сожалению, на публичное слушание, да, публичное слушание проводились в рабочий день в 10 часов. К сожалению, из 3000 человек, которые получили в, лично в руки флайер. Prigășiem la public slujele, să prigășiem: Ați stai, văi, 15 ore. Domnule Dințov, eu vreau să da. vă întreb: cum este posibil ca într-un spațiu destul de limitat să fie construit o mulțime de edificii? Acum vorbesc ca și edificii de diferite natură, pentru că tot consilierii psrm au fost cei care au optat și au implementat mai multe proiecte ce țin de amenajarea curților, amenajarea terenurilor de joacă. Și dacă ar fi să pornim după această logică, ar trebui să există o infrastructură care să permită existența unei parcări, existența unui teren de joacă, de rețele de scurgere și așa mai departe. Cum e posibil lucrul ăsta? Cine dă autorizația? E tot un șir logic de întrebări care se. Mai Noi am vorbit și 10 lei. mi-a spus colegul meu de la presconferință, că 10 let nimic nu s-a schimbat. Сначала был господин Киртака, потом Сильвия Раду, а сейчас господин Кадряну. И вот за 10 лет, в принципе, выдают авторизацию. Управление архитектуры земельных отношений, оно живет отдельно от примарии. То есть они что хотят и сделать. Единственное, что сделал господин Кадряну, как и Сильвия Раду, да. они дистанцировались то есть, знаете, как вот подписывает авторизацию э, главный архитектор. Вот ну, у нас сейчас сменился архитектор с господина Борозана на господина Цуркана. Подписывает секретарь э, консилиума. Перед этим подписывает господин Грозаву. Не подписывает э, господин Кадряну. То есть они отделились, как бы это не наша проблема, это не мы подписываем вот эти беспредельные авторизации. На самом деле, действительно, в нормальных городах, где действует право, где администрация города выступает за защиту интересов и учитывает интересы жителей. Здесь нужно такой эквилибр держать э, развитие бизнеса, развитие города и интересы жителей. Но они всегда предпочитают только интересы бизнеса, к сожалению, и не принимают в учет интересы граждан. Так вот, когда мы говорим, ну, вот, к примеру, были публичные слушания, опять же, по, э, вот я обращаюсь к жителям ботаники, это периметр за за торговым центром Элат, это периметр Дичабал, э, Зелинского и Сармезитуза вот там будет построено 38 многоэтажных домов. 38 многоэтажных зданий и зональный план ПУЗ они изменили. К сожалению, наши коллеги за это проголосовали. Когда я говорю 38 многоэтажных домов, это минимум 3000 автомобилей, там 3 с лишним тысячи, 3700, по-моему, квартир, куда они все поедут. Я задаю вопрос. Да, и в том плане урбанистики. План урбанистика ФОС, Кодул, э, Индустриал, Акола, mm -hmm. ФОС, э, фабрика была Сигма и Сигнал завод. Они mm -hmm. снесены, понятно, вместо, вот так как у нас производства нет, завод Сигнал и завод Сигма разрушены. Да. Да, дайте там малоэтажное строительство, к примеру, 3-4 или 5 этажей, как рядом э, вся улица Зелинского, таким образом построено, но не разрешение строительства. Там есть 4 18-этажных зданий, понимаете? Вопрос в том, есть... Улица Зелинского. Вот я задаю вопрос бывшему главному архитектору города, господину Мадырко. Я говорю, какова пропускная способность этой улицы? Он не знает ответ на этот вопрос. Вернее, я думаю, что он лукавит. Он знает вопрос, ответ на этот вопрос, но он специально не отвечает. И вот интересы бизнеса, к сожалению, превалируют над интересами граждан. И господин Кадряну, когда выступает, он дистанцируется от сложных тем. Сложная тема решения с мусором. Да. Сложная тема с вопросом вот этих строительств потому что он просто не занимается. Если говорить о Вале Трандефирлор, к примеру, этот парк, в который Фракция социалистов приложила много усилий, тот же проект по освещению Вале Трандефирилор, это фактически проект Фракции социалистов, но, к сожалению, нас забыли пригласить, когда открывали этот проект. Внедрением этого проекта занималась не примария, был проведен тендер. И экономический да. агент внедрил это. Но, ребята, предложил это кто? Наша комиссия ЖКХ выезжала туда по жалобе жителей. Жалоба жителей была после того, как 21 апреля все деревья были повалены. Мы в том числе анализировали это, предложили посадку новых деревьев, благоустройство. То есть мы комплексно подошли да. к этому делу. Примари пиарится на этом, забывая упомянуть о том, что это заслуги фракции социалистов. Так надо напомнить и заслуги фракции которые раньше присутствовал господин Кадрян, но это именно голосование за городостроительного плава. Это, помните, молодежный центр Гагарина, который находится в конце парка Валя Трандеф... Вале Трандефирлор, улица Мелестио 1, друг 1. Там уже построены <как> два многоэтажных здания, 12 этажные здания. Они голосовали за этот проект. А голосование возле подземного перехода на Дичебал, кафе, который нарушает границы парка, тоже не голосовали. За ресторан Дуэна, Средства они тоже голосовали. Да. Domnul Cojocaru, în vizorul consilierilor PSRM s-au aflat de întotdeauna și persoanele vulnerabile, persoanele de vârsta a treia, căruia, cărora ați reușit în anul 2018 și o să rog să fiu rectificat în cazul în care comit o eroare. 821 de persoane au beneficiat de tonometre, 702 de tonometre, 600 de persoane au primit bastoane speciale pe parcursul zilei de ieri, dacă nu mă înșeală în memoria. Un alt coleg al fracțiunii dumneavoastră spunea despre faptul că pensionarii ce au un, un venit mai mic de 1450 de lei vor beneficia de cadouri, au mele de, de rigoare de Paști ajutoare materiale. Haideți să rămânem albi acestui aspect social și să ne spuneți ce s-a reușit și ce vă propuneți iată, pentru imediata perioadă. Deci, ca bază vreau să spun în primul rând că nu este vorba că persoanele social vulnerabile. Asta este o, hai să spunem, o ieșire din situații actuale, e, spunem, guvernări, că altfel nu pot spune, doar salariul în Republica Moldova este decis la nivel legislativ. Da. Noi putem veni numai cu, apropo, am putut veni, dacă spunem așa, unele adausuri la salarii, unele premiale până în 2019, că știți că guvernul a primit o a lege, blocat, da. a blocat, și noi deja din 2019 nu mai putem la grădiniță să majorăm salariul pentru educatori, ajutor de educatori, infirmieri. Pe treaba asta anterior o făcea. Cel Devărat. care primea, de exemplu, 2.500, el mai primea încă vreo 700-800 de lei. Pe Era părerea un mea, ajutor. este un ajutor destul de considerabil. Dacă vorbim despre medici, noi pentru a le reduce, pentru medicii de familie vreau să specializez, pentru a le reduce cheltuieli de transport, noi le-am dat o sumă de bani care, din care el se poate să deplasa să nu iei din gura copiilor, dacă vreți mai la direct spun. Dacă să vorbim despre persoane cu dizabilități în principiu de asta trebuie să se Ministerul, noi aceleși tonometri, aceleși dispozitive auditive. Da. Dacă să vorbim, noi avem proiectul municipal de reparație, protezare dentară pentru persoanele de cu dezabilități, care anul acesta, pentru deoarece era o solicitare extrem de mare, noi am majorat de la 2500 la 3000 de lei, care are venitul lunar numai mare de 3000 de lei, poate deja depune actele pentru să-și să repare dință. De fiecare dată venim, dar noi suntem limitați la buget. Când pe când noi, ca întreprinderile ca municipale a municipiului Cșinău, ar trebui să vă aducă profit. Din profitul dat, noi ar putea să mărim spectrul de servicii și de ajutoare care fi Le-am putea face. De deci, ce? Noi n-am putea construi o grădiniță, dar mă iertați, chiar și gratis noi am putea o primi. Uitați-vă cum a spus colegul despre Decebal, că acolo da. construiesc un șir de clădiri cu 18 etaje, 16 etaje dar câte grădinițe ori câte școli primare acolo se construiește? Zero. Hai, iarăși vă vin cu un proiect, iarăși noi venim cu, am înțeles că tema emisiunii, da. care proiect vine, au venit de la o fracțiune sau de la un consilier oricare, iar ulterior este preluat de către autoritatea publică locală și partea executivă și spune că este a lui. uitați -o, grădinița de la Nicolae Costinu Colț cu Livideleanu, care a fost demolată. Dar este proiectul curat al nostru agenții economice. Au fost și ne-au propus un șir de modalități și câțiva agenții economice. Hai cum, noi luăm liceul pe atâția ani în arendă, dar noi vă repărăm grădinița. Ulterior ies cu că noi o facem până în toamnă să dăm. Eu vreau să o dăm până în toamnă numai și Vreau încă zeci de grădiniță. Le dăm care pe timpul la alte consilii au fost date în arendă. Noi avem un șir de grădiniți care se dată la diferite ONG-uri. Când noi aflăm, ONG-ul nu activează sau acolo este un ong la un funcționar destul de mare și el nu activează, dar el își face și parte, hai să spunem, de business acolo. Sunt proiecte care ar trebui să ne doară pe fiecare din noi. Pentru fiecare avem copii, fiecare avem bunei. Pentru bunei este un spectru care îl putem face. Pentru partea socială, desigur, am venit, uitați-vă, am ușor de ani. Sunt instituții medicale care nu au un ascensor. Ați spus în întrebarea mea. Cum e posibil în anul 2019 suntem? Deci noi împreună cu colegii plecăm în fiecare an. Este un forum internațional care se face, se face da? în Federația Rusă la Moscova. luăm, Ne inspirăm cu unii idei, altele luăm din, hai să spunem, din partea europeană. Dar nu este clar cum când intri în instituțiile medicale, unde nu este ascensor direct, cum se face deservire la un pacient cu dizabilități locomotorii, ori la un, un, același pensionar care are 60 de ani, 70 de ani, dar are probleme cu artroză, are probleme de mediu. Pentru asta noi am făcut, ca să iarăși să nu intrăm în polemic cu cineva că distrugem clădire, noi am instalat aceleași și platforme care se pot deplasa pe scări. Pe marginea scărilor a venit persoana susuită la dus. Sunt mici pași, dar eu gândesc că duc la confortul până în final la fiecare din noi. Deci dacă va fi o satisfacție din partea cetățenilor în față de autoritatea publică locală, până în final toți ne vom simți mai bine. Domnule Dințov, eu vreau să revenim la terenurile de joacă și la curțile blocurilor de locuit. Potrivit datelor oficiale, cel puțin pe care le-am găsit eu, vorbim de 110 terenuri de joacă, și vorbim de peste 70 de terenuri sportive pe, pe parcursul anului 2018. Lucrul ăsta ne demonstrează că atunci când există dorințe, sunt găsite și mijloace financiare, pentru că desigur, tocmai mijloacele financiare sunt invocate drept problema numărul 1 și se, se reușește a realiza lucruri frumoase. <coughs> Действительно, у нас удалось, фракции социалистов в муниципальном да. совете, удалось изыскать необходимые средства на программу по остановке детских площадок также спортивных площадках или фитнес-центрах, как в 2018 году, так нам удалось частично это сделать и в 2019 году. Я хочу напомнить, что еще одна программа – это установка беседок. Было установлено уже больше 20 беседок по всему городу. И установка около 600 скамеек в прошлом году. И в этот год тоже было выдано приблизительно тоже 600 скамеек. Так и здесь возникли проблемы. Хочу сказать жителям следующее. Вот сейчас была небольшая задержка с открытием около 15 детских а, площадок. Не по нашей вине. Мы муниципальные советники. Мы распоряжаемся а, бюджетом муниципия. Мы определили эти средства. Мы сэкономлены в других а, статьях расхода. Мы нашли и инициировали эту программу. А дальше, к сожалению, согласно закону, имплементацию, то есть внедрение этого проекта даже занимается управление ЖКХ. Вот Управление ЖКХ проводит тендер и начинается непонятное игрище. Вот а, там а, то одна компания протестовала, другая не протестовала. И вот у нас была в прошлом году большая задержка по детским площадкам. В этом, к сожалению, по скамейкам и также по детским площадкам возникли проблемы. Но тем не менее это понемножку двигается. И опять же проблема, а, если мы фракция социалистов инициировали эту программу, мы эти площадки открываем. Вот, даже простое со стороны управления или администрации города, простой момент указать, что это инициатива, не хотите указывать, что это партия социалистов, укажите, что это муниципальный совет. Вы заметите, на каждой детской площадке они ставят табличку, что это сделано при Марии Кишинева. Это разве при Марии Кишинева сделано? Это сделал экономический агент на деньги бюджета по э, инициативе фракции социалистов в муниципальном совете. Единственное, что сделала э, примария, это они провели тендер, управление ЖКХ провело тендер по определению экономического агента. Все. Задача премарии больше здесь ничего не делала. Программы, сбор подписей, определение места, где это все дело, занималась фракция социалистов в муниципальном совете. И, к сожалению, и здесь они нам пытаются палки в колеса ставить. Ну, к примеру, еще в прошлом году, когда первые детские площадки стали внедряться, мы пришли к выводу о необходимости комплексного подхода. Ну, к примеру, есть детская площадка. В зимний период, в осенне-зимний период, к сожалению, в 5 часов вечера уже темно, и дети хотя бы они могут еще гулять часа два, но площадка не освещена. И мы пришли к выводу комплексно делать, то есть ставить дополнительно скамейки, дополнительное освещение. Если есть необходимость сделать тропинку к этой детской площадке, потому что, ну, к примеру, притура определила, что здесь коммуникация, необходимо да. сдвинуть детскую площадку. А сдвинуть это 5 метров по грязи пройти. И представляете себе состояние детишек, необходимость их потом стирать, чистить и так далее. Необходимо сделать тр тропинку. Тропинку это дополнительные деньги. Мы просим, мы нашли эти средства, мы утвердили, но, к сожалению, эксдрупа и управление транспорта, которое обязано эти тропинки делать, они затягивают этот процесс. Они сначала делают то, что Кадриану, господин администратор города, для его собственного пиара, а для детишек это потом, если останутся деньги, останутся у экс-друпа возможности. потому что мы имеем, на диспозиции в кадре этой Eu vreau să vă întreb un proiect încă de pe vremea lui Chirtoacă, pe care Partidul Socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău l-a susținut și a venit cu idei concrete într-o dezvoltare a lui, este etichetarea electronică. S-a tot amânat în mod repetat implementarea lui. Vreau să aflu din primele surse. La ce etapă se află acest proiect cu etichetarea electronică? Vnedrinim, nu vă первых să с того, что nu vrea să nedreate acest proiect. Я вам тут вот, и жителям скажу вот такую искреннюю фразу. Дело в том, что отсутствие электронного билета. Что такое электронный билет? Уважаемые жители, вы приходите, прислонили карточку к троллейбусу, к аппарату в троллейбусе, и засчитывается, засчитывается вам проезд. Это дает огромное количество возможностей. Но этого никто не хочет внедрять, потому что это лишает как автобусный парк, так и троллейбусный парк, лишает наличных средств. У нас есть информация, это должны заниматься, конечно, правоохранительные органы, что во времена правления Кертуаки огромные средства собирались на партийные нужды либералов. Мы не знаем, что происходит сейчас, но никто не хочет, хочет лишаться вот этой реки наличности, которая происходит благодаря отсутствию электронного билета. Мы настаиваем, мы заставляем, и вот они вроде бы недавно опять сказали, Бывший, уже бывший начальник управления транспорта сказал, что к сентябрю будет внедрено, да. но мы видим сентябрь, прошел, уже скоро будет другой сентябрь, к сожалению, этот проект никак не внедряется. Этим проектом занимались мои другие коллеги, я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу, в том числе установка GPS на машины Аутос и у управления коммунального хозяйства, которые были внедрены еще при госпоже Сильвераду, почему-то господин Катарянов говорит, что они опять это сделают. Это уже было сделано, то ли их сняли, то ли их поставили обратно, непонятно. Da. Pe final de emisiune, domnule Cujocaru, vreau să discutăm un pic despre transparență. Prima transparență în cadrul Consiliului Municipal Chișinău și a primării în mijlocit. Prima teză pe care vreau să o enunț este faptul că s-a reușit a realiza versiunea rusă a site-ului da? și respectiv se lucra și pentru versiunea în limbă engleză. Tot în acest context, țin să, să remarc că, iată, Spre exemplu, în 2018 ați organizat aproximativ 110 conferințe de prese, aproximativ 20 de audieri publice. Și ce este mai important și demonstrează faptul că cetățenii sunt alături de, de dumneavoastră. Sunt cele 2079 de petiții care au fost adresate și pe la secretariatul fracțiunii și un număr destul de impunător. Haideți să pornim cu ceea ce spuneam la început. Transparență există în cadrul administrației publice locale. Ajungem să discutăm despre site și despre modul în care colaborați cu cetățenii. Vă rog. Deci, hai să spunem așa. Dacă este o petiție mai ușor rezolvabilă și nu calcă interesul cuiva din administrație primăriei, ea poate fi rezolvată ușor. Dacă e, ajungem la o petiție care noi am avut, uitați-vă, când erau acele sume pentru persoane cu 3000 de lei, pentru mamele care au mai mult de 3 copii. Noi am avut și așa discursuri urâte, ele sună când spuneam, socialiștii, vă spun spus de la dânsul de ce cereți, necătând la faptul că ceea ce este deja pus în buget, el trebuie și votat de către tăți consiliere municipali, că până în final vreau să aduc la cunoștință pentru ca să aduci un proiect la viață, trebuie să-l voteze cu majoritatea votului din Consiliul Municipal. Respectiv, noi am avut susținere și am avut puterea de convingere a colegilor noștri, din alte fracțiuni, Înseamnă că el trebuie susținut. Da, ca idee a venit la noi, dar este de toți. Însă, administrația publică locală de fiecare dată găsește câte, e la... deci, un mic așa, not, prin, prin care ulterior se demonstrează că Aici e clovotează, dar aici eu sunt stăpân și eu hotărăsc. Da, ne străduim să planăm, spiritele sunt diferite, dar până în final rezultatul ne, ne, contează. Dacă vorbim de sumele mai mari, că petiția, hai să spunem cum a spus colegul, de asfaltare, păi aici vine deja la direct cel care are în mână acel joystick care să, 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 lucreze. Întâi să fac proiectele care sunt pentru pr -ul cuiva, ulterior, acolo unde sunt cetățenii cu scrisorile lor. Dacă ne mai luptăm, eu gândesc că tot și până în final am să le realizăm pe toate practicile care le-am pus în, și le-am discutat cu cetățenii la întrunit. Există transparență în primărie, insistați asupra acestui segment? Uitați-vă că nimeni nu o să vii să vă spui în față că mie nu -mi de, de voi domnul Cutareș, să realizez proiectul dumneavoastră. Dar când eu știu că este suma de bani, noi am alocat pentru reparația drumului 126 de milioane, nu pot să vii să-mi spui tu mie în luna februarie că noi bani nu-i avem. Deoarece nu voi fizic n-ați putut să-i asimilați. Cum altfel să-i să, să mai spun? Și uitați-vă mai simplu, la noi e să promite un director de o întreprindere care un lucru, când el a promis un lucru care, la care s-a făcut audieri publici de către fracțiunea Partidului Social. pe dânsul rep de al dau afară. Noi avem o sușări, direcție, unii șef, de direcție au fost dați afară, după ceea ce coincideau unele audieri publici, unele proiecte, unele proiecte destul de mari, cu, în principiu cu necesitățile orășării, dar ea nu a fost elucidată din, de la cel vorbitor. Da. Ultima întrebare. Anul 2019 trebuie să fie cel puțin an pentru alegerile locale. Ce proiectele considerați prioritare pentru a continua în timp și în ce măsură veți încerca să obțineți și punctul de vedere și susținerea celorlalți colegi din CMC. Avem foarte puțin scurt. De bază, acest totuși răspuns. consider că este problema comunal locativă. Este acele seluri, jecurile așa numite, care sunt în faliment. Deoarece fiecare, practic, a, a optelea persoană din 10 trăiește într-o casă care a fost gestionată de către sel. Iar acum ei au rămas în aer cu probleme, banii au chitat toți ani pentru o Ei au rămas în aer. Unu, doi. Noi nu avem rezolvat problema cu transportul public s-a transformat iarăși în PR politic, au pus trolebuze pe un evrei, dar noi avem străzi, uitați vă Nicolae Costin, noi avem botanica, noi avem rășcani unde nu zi transport public, circulă când vrea și cum vrea un transport public, spunem, privat. Rămâne iarăși problema de bază este învățământul, grădinițele și școlile, la care sunt rezervat modalitatea cum, e, cum s-ar putea la moment de rezolvat, deoarece toate terenurile pe care ai putea să construiești o grădiniță uh, rațională în sens că desigur noi putem găsi să o construim da. în marginea orașului, dar rațional este dat la un agent economic să construiască clouă o vilă. Domnule Cujocarul, domnule Odintsovi, vă mulțumesc pentru prezența în studio, dar în același timp vreau să obțin promisiunea că mai dați curs invitație pentru că multe aspecte pe care am intenționat să le discutăm au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, numele întregii echipe, vă mulțumesc, o seară bună! Thank you.